a putea să dea cineva care și-a petrecut viața între români din toate locurile, din toate treptele și-a străbătut în lungi ani asupra cărților și zapitelor veacurilor românești un întreg trecut de aproape 2000 de ani, plin de încercări grele, în care a fost multă trudă, multă suferință, nesfârșită răbdare și din când în când și un ceas de mângâiere. Să nu ne îndușmănim niciodată, nici măcar pentru credințele care ne-ar fi mai sfinte și pentru interesele pe care le-am socotit mai legitime. Ce sunt toate aceste deosebiri trecătoare? În largă undă curgând necontenit mai departe a vieții naționale. Să considerăm despărțirile noastre numai ca drumuri spre aceeași țintă pe care oricând e gata să ne arate instinctul claselor populare. Să nu ne închipuim că vreodată un om sau o nație poate birui prin înșelăciune sau prin dibăcie. Există un singur mijloc pentru lupta adevărată și cinstită, al muncii. Dar nu a munci fără rânduială și fără îndreptare, ci a munci perfect orânduit, disciplinat și orientat. O muncă în care oricine își dă seama că tot ce face el trebuie să se împine cu ceea ce se lucrează de alții alături de dâns. Să ne dăm seama oricând că prin ceea ce se petrece în sfântul lăcaș al sufletului omenesc să săvârșesc toate acele lucruri din afară care se par așa de însemnate celor din tăi privire ale noastre. Nimic nu se află în realitate care să nu fi trăit întâi în gândul și în simțirea noastră. Și de aceea trebuie să le ținem curate pe acestea, din că altfel ne vom întâlni noi și după noi alții cu greșelile venite din păcatele noastre